Bună ziua tuturor! Astăzi o să vedem o continuare a ultimului video pe care l-am văzut și o să vedem practic un filtru mai evoluat, un filtru Butterworth low pass. Practic, scuzați, este un filtru care permite pasajul de tensiuni cu joasă frecvență, dar taie frecvențele înalte, tensiunile cu frecvențe înalte sau semnalele cu frecvențe înalte, dacă vreți să vedeți lucrurile din punctul ăsta de vedere. Eu am făcut deja circuitul. Oricum, aceasta nu este o lecție de electronică, este o lecție de PSPICE. Și cum spuneam înainte, mai bine închid acum, aici, dacă faceți un click Open Document, puteți deschide unul din folderele care le aveți sau, spre exemplu, eu am acesta PSPICE și am diferite proiecte care le-am făcut mai vechi, mai noi. Iar aici o să găsesc undeva un proiect care se cheamă filtre, questo, scuze, e acesta, filtre comparație între filtre, deoarece am făcut mai multe, dar unul ne interesează în mod special și este acesta, Butterworth Low Pass. Putem vedea că aici avem mai multe pasaje, mai multe filtre, practic, puse împreună. Și acestea permit o atenuație mai bună. Să vedem puțin rezultatul. Este adevărat, nu deschide de ceva timp acest circuit, dar da. Cineva ar putea spune că este un filtru foarte rău. Dintr-un anumit punct de vedere, da. Dar, oricum, dacă ne interesează frecvențe, să tăiem frecvențe, să eliminăm frecvențe mai mari de circa aproximativ 50 de kHz, 50-60 de kHz, este destul de bun. Puteți observa o atenuație destul de mare aici, în această zonă, mai ales dacă vrem frecvențe, spre exemplu, să tăiem de la 100 de kHz în sus, dar ne interesează frecvențe de la 300, 1000 de Hz în jos, este foarte bun ca și filtru. O să avem această parte unde nu o să funcționeze chiar bine. Dar oricum, vroiam să vă arăt doar diferența între cele două filtre, cel care l-am văzut în lecția trecută și acesta, care într-adevăr este mai complicat ca și filtru, dar este și mai util. Depinde de situație, oricum. Putem să facem și un alt lucru. Putem să simulăm faza filtrului tot în același loc unde avem și acest faza. Putem vedea aici și să vedem rezultatul. Este aceasta. După cum puteți observa, aici, aici, markers, avem diferite tipuri de sonde pentru a testa. Și puteți vedea că avem și pentru parte imaginară, atensiunea curentului, parte reală, puteți măsura diferite lucruri. Nu sunt doar aceste sonde. În schimb, dacă vreți o tensiune continuă
să o vedeți direct aici aplicată, de jos să apăsați pe acest. Aici oricum o să vedeți 0 peste tot, deoarece este o tensiune alternativă. Dar o să fac un video unde o să vă arăt acest lucru utilizând o tensiune continuă. Atât pentru acest video. Era doar un exemplu. Și vă spun la revedere.